Face tablouri cu modele florale, pălării, ouă de paște și broșe, toate cu o maestrie demnă de invidiat. Iar toți cei care văd astfel de minunății nu se pot abține să nu le cumpere. Și gata, floricica. O ținem să se lipească. În câteva ore, ghiocelul făcut din hârtie a fost gata. De mai bine de 3 ani, Orădeanca s-a îndrăgostit de meșteșugul hârtiei. A început de la o felicitare pentru doamnele de la grădinița băiatului ei și de atunci a răscolit internetul pentru documentare. Am găsit niște lucrări dumnezeiești la niște rusoaice. S-a făcut târziu, m-am pus în pat, n-am putut dormi. Aveam imagini de flori, de fluturi, de boboci, orice. Așa că a doua zi s-a pus pe treabă și a cumpărat întâi tot ce avea nevoie. Mai întâi un băț de bambus, o foarfecă și multă hârtie colorată. Până în ziua de azi, continuă să dea formă ideilor. De exemplu, sunt cutiile de bijuterii lucrate din quilling, care se pretează foarte bine pentru cadou, pentru onomastici, pentru... De Paști avem ouăle lucrate manual, foarte migăloase. Ou care a fost gata numai puțin de 2 zile, cel puțin 5 ore pe zi. Oului se mai adaugă tot felul de pălărioare, tablouri, broșe și suporturi de lumânări. Fâșiile se spiralează pe o unealtă simplă, li se dau diferite forme, iar apoi se lipesc. Cum vi se par? Foarte frumoase. Așa, ce părere? E multă muncă aici, muncă de Sisif, dar... Este deosebite, îmi plac foarte tare. Iar simplii spectatori vrăjiți se transformă imediat în clienți. Tablourile sunt vândute chiar și cu 200 de euro în străinătate. În țară le vinde cu câteva sute de lei. Observatorul continuă după știrile din sport. Cristina Docheanu se află aici să ne informeze. Bună seara, Cristina! Bună seara, Anca! Steaua are ocazia să treacă pe primul loc în România.